Bun găsit, dragii mei! Mă bucur să mă aflu din nou în fața voastră. Astăzi vom discuta despre concentrare și echilibru mental. Ca să ajungem la o bună concentrare și la echilibru mental, haideți să vedem ce ne tulbură concentrarea și echilibru mental. Pentru că sunt poate unele din plăcerile vieții pe care unele nici măcar nu le conștientizăm, care efectiv ne iau foarte mult din puterea de concentrare și din capacitatea maximă de activitatea creierului nostru. Și avem o listă aici, să știți că sunt câteva, sunt multișoară. Deci, factorii care duc la scăderea de concentrare și echilibru mental este consumul de zahăr, consumul de făinoase și în special pâine albă, paste, tot ce țin de făinoase albe. Să știți că chiar și cele așa zise integrale, să vă uitați atenți pe etichete, pentru că multe sunt virgulă integrale, dau adaos de gluten. Acel adaos de gluten afectează foarte mult creierul. De ce? Pentru că glutenul, când ajunge în creier, el are efect de morfină. Efectiv, morfină. Deci are efect sedativ, de oboseală. Nu degeaba este acel mit că dacă vrei să închei un business și inviți un partener la masă, tu îți comanzi o friptură, iar lui o porție de paste. Clar să gândească mai încet și să nu aibă minte atât de clare și de ageră ca cel care își dorește să încheie business-ul. Deci, consumul de pâine nu ajută absolut deloc creierul. De la fel și consumul de cartofi. De ce? Pentru că amidonul intră foarte repede în sânge, deci intră o cantitate mare de carbohidrați în sânge și dă o stare de oboseală, mai ales că supra-solicită foarte mult și pancreasul. Și atunci organismul este nevoit să dea o cantitate mare de insulină, să digere carbohidrații, pentru că cartofii au foarte mult amidon și dau stare de oboseală. Adică pentru persoanele care au insomnii, spre exemplu, nu e rău să consume cartofi fierți sau la cuptor seara, pentru că îi ajută să se relaxeze și să aibă un somn mai odihnitor. Dar atenție la cartofi, dacă ei sunt gătiți fără coajă, atunci rămâne doar amidonul din ei. Dacă ei sunt fierți sau copți în coajă, atunci își păstrează și o mare parte din minerale, din potasiu în special. De asemenea, ne afectează creierul și cafeaua. Poate unii cred că consumă cafea și au mintea ageră, dar pe de altă parte, cafeaua, o singură cafeluță, elimină din organism 500 de mililitri de apă. Dacă elimină apa și are un efect puternic diuretic, mai elimină și minerale și multe vitamine și atunci creierul nu mai este irigat foarte bine pentru că scade presiunea în sânge, apa nu mai ajunge la creier, nu-l oxigenează, nu hrănește. De asemenea, efect sedativ îl are și ceapa. Dragii mei, este sănătoasă, este un panaceu, dar depinde în ce moment al zilei consumați și usturoiul de asemenea. Are efect sedativ. Și poate da efect de oboseală, de somnolență, deci dacă le mâncați
După ce v-ați întors de la serviciu sau ați încheiat cu business-ul, în partea a doua zile după amiază, este ok. De asemenea, afectează foarte mult creierul și tutunul. Nu intră în foarte multe amănunte. Cine are aceste plăceri, oricum nu renunță, pentru că am spus eu că este nociv pentru creier, bănuiesc că știu și ei. Mai conțin multe alte componente și metale grele, chiar, care chiar afectează și sclerolizează vasele din creier, în plus duc și la riscuri de accident vascular cerebral. Carnea procesată și carne și consumul crescut de carne afectează mult creierul, mai ales carnea prăjită, deci foarte multe uleiuri, grăsimi nocive pentru organism. De asemenea, afectează creierul și sedentarismul, lipsa de mișcare, pentru că nu mai circulă sângele foarte bine, nu se oxigenează. Deci puțină mișcare face bine chiar și la creier. Foarte important, și cu asta practic aș fi început, consumul redus de apă afectează foarte mult creierul, pentru că creierul nostru este 90% apă. Deci avem nevoie de o cantitate suficientă de lichide și în special de apă, ceai, suc natural, împreună să acumuleze, adică cantitatea necesară este de minim 50 de mililitri per kilogram corp. Atât are organismul nostru nevoie de o hidratare corectă. Dacă avem suficiente lichide în organism, ele vor ajunge și la creier, care are nevoie de foarte multă hidratare, glucoză și oxigenare ca să funcționeze foarte bine. Stresul iar este un dușman al creierului, oboseala excesivă, insomniile, adică creierul și organismul întreg nu are timp să se regenereze. Nu are timp. Chiar și neuronii, deci creierul, are nevoie de odihnă, de minim 6 la 8 ore, chiar se spune între 7 și 9 ore. Dar câți dintre noi mai dormim aceste ore? Dar chiar dacă este somnul este mai puțin cantitativ, mai puțin ca ore, dacă dormim minim 6-7 ore pe noapte, este important ca acel somn să fie legat, să nu fie sacadat, să nu fie întrerupt, să nu fim deranjați pe timpul nopții. Și să știți, dragii mei, singurul hormon și singura pastilă de somn care nu dă dependență și este foarte benefică pentru noi și pentru creier, practic scutește, ușurează organismul să o producă. Dacă noi pierdem acele secreții de melatonină care se secretă între 10-12 noaptea și 3-4 dimineața, dacă avem minim 5 ore de somn și luăm o pastilă de melatonină înainte de culcare, dar are efect dacă am luat pastila, am închis lumina și ne-am dus în pat. Dacă mai stăm în lumină, își pierde efectul. Deci melatonina de 3-5 mg, deci poate fi luată ala lung, nu dă dependență, poate fi oprită oricând și nu are niciun efect advers asupra organismului. Deci puteți lua cu încredere, mai ales apar tulburări de somn și la doamnele care ajung la premenopauză și după menopauză. Semnul se modifică radical, organismul nu se mai odihnește atât de profund și mai ales în această trecere și practic nu este un dezechilibru hormonal, este o
rearanjare a organismului pentru că trece într-o altă etapă a vieții, putem să ajutăm pacienții cu un aport de melatonină pe care să-l ia și o poate ajuta. Dacă melatonina nu este suficientă, poate să încerce și sedativ PC. Se găsește la mulți de farmacii și în special la HelpNet. Este remediu homeopat. La fel se poate lua o dată cu melatonina înainte de culcare sau puțin înainte. Toxicitatea cu metale grele și în special cu aluminiu afectează foarte mult creierul. Pentru că practic dă tulburări mari de concentrare, scade foarte mult memoria și în timp poate duce la degenerarea foarte gravă a creierului, adică la demență și Alzheimer. Aveți grijă la în bucătărie, în ce condiții folosiți aluminiu. Eu când văd toxicitatea cu aluminiu, pacientul recunoaște instant că folosește folie de aluminiu sau mai are câte o tegaie de teflon mai veche și este zgâriată și deja mănâncă aluminiu din ea. La fel am găsit cantități mari de aluminiu la persoanele care fumează noile țigări cu vapare. Acele țigări scurte rupeți una să vedeți ce au pe dinăuntru pentru că au tot învelișul din aluminiu și când este încăzit în acel aparat, deci se inhalează tot aluminiu direct în creier. Chiar cunosc, deci am persoană cunoscută care a și recunoscut că de când fumează, adică din ultimul an, doi, de când a început să fumeze aceste țigări, i-a scăzut foarte mult și memoria. Deci, toxicitatea cu aluminiu are o strânsă legătură cu puterea de concentrare și cu memoria pe termen scurt și lung. Acum, haideți să vedem ce ne poate crește funcționarea optimă a creierului nostru și puterea de concentrare. Am făcut o mică listă, dar să știți că secretul constă într-un stil de viață echilibrat și cu adevărat sănătos, pentru că de multe ori oamenii cred că au un stil de viață sănătos și de fapt fac niște greșeli grave. Un stil de viață echilibrat, în primul rând cu o bună hidratare, cu o dietă echilibrată. Haideți să vedem așa un pic cum ar suna un stil de viață sănătos pentru creierul nostru. În primul rând, dimineața, creierul nostru are nevoie de apă. Ne ducem la toaletă, tragem apa, trebuie să introducem altă apă să încărcăm rezervorul. Deci dimineața este bine să consumați unul sau chiar două pahare mari de apă mai călduță, mai caldă, ca de soare sau chiar un pic mai caldă. Nu este de ajuns la temperatura camerei pentru că dimineața când ne trezim, organismul nostru este mult mai cald, are mai mult de 36 de grade. Pentru că noaptea este practic în hibernare. Deci are nevoie de mai multă căldură. Mai mult de atât, apa caldă ajută și la deschiderea meridianului digestiv. Și chiar poate ajunge până în colon. Deci chiar curăță, despală tot tractul digestiv. Și se asimilează mult mai ușor dacă este caldă. Dacă nu, organismul trebuie să-și folosească energia de dimineață pe care nici nu o prea are, pe post de încălzitor, să încălzească apa. După ce ne consumăm apa, este bine să oferim organismului nostru carbohidrați de calitate, pentru că creierul are nevoie să fie hrănit.
El nu are nevoie de o cafea să-i dea un șoc, să-l deshidrateze. Am mai vorbit despre efectele cafelei și în alte webinarii. Nu aș vrea să mă repet. Deci, organismul are nevoie de carbohidrați de calitate. Ce înseamnă carbohidrați de calitate? Dacă îi dăm făinoase, apare starea oboseală, pentru că majoritatea conțin gluten. Să zicem niște cereale integrale, fulgi de ovăz, de ceva. Încercați, dar nu vă va da, nu veți simți maxim de energie. Dacă doriți maxim de energie, dimineața este bine să mâncați fructe. Se digeră ușor, ne oferă o cantitate mare de vitamine, de antioxidanți, de carbohidrați de calitate, care provin din fructoza, din fructe, și ne dă deci ne dă un aport foarte bun de energie. Eu practic am testat. A fost o perioadă când consumam dimineața cereale integrale, deci fulgi de ovăz cu lapte de caju și mergeam la sală. După care am încercat să consum fructe sau să-mi fac un shake de fructe în care îmi pun și 2 cupe de proteină, de shake proteic, și vreau să spun că energia a fost cu totul alta, minim dublu. Deci, minim dublu. Este eficient mai ales pentru cei care nu au suficient timp dimineața să stea să iau un mic dejun liniștiți. Deci puteți să faceți un shake de fructe. Dacă nu preferați să puneți shake proteic, măcar blenduiți niște fructe, le puneți într-un termos, într-o sticlă și le luați pe drum, le luați la pachet. Deci este foarte sănătos. Deci este un mic dejun ideal. Iar teoria aceea cu cea mai importantă masă este dimineață și trebuie să mâncăm cât jumate de porc, să știți că nu este valabilă. Deci, din punctul meu de vedere, nu este valabilă. De ce? Pentru că, în primul rând, încălcăm acel ciclu de 3 a câte 8 ore. Adică de la 3-4 dimineața până la 11 dimineața, deci prima parte a zilei, este perioada de detox a organismului. Și atunci, dacă venim cu o masă super copioasă, blocăm instant procesul de detox. Mai ales dacă venim și cu omlete, mezeluri și alte cărnuri sau mâncări gătite, s-a terminat cu detoxul. Clar. Dacă consumăm fructe dimineața, ele în compoziție au antioxidanți și apă vie alcalină și atunci practic ajută la detoxifierea organismului. Deci nu blochează acest proces. Încercați și o să vedeți cum vă simțiți. Ce ne mai potențează creierul? Ciocolata amăruie. Pentru mine, ciocolata amăruie este de la 85 în sus, chiar cea cu 85 mai conține o cantitate foarte mică de zahăr brun, dar cea de la 89, 92, 98% nu mai are absolut deloc zahăr de niciun fel, are un extract dulce din floare de cocos. Deci chiar se simte, eu nu, chiar dacă uneori mai scap, dar se consumă în a doua parte a zilei, dar risc să am insomnii. Deci chiar dă un tuning foarte bun creierului. Deci dă putere de concentrare pentru că conține deci ciocolata amăruie este la fel ca spirulina, deci este un aliment complet. Are peste 385 de elemente și încă multe nedescoperite, necunoscute în ea. Are multe grăsimi benefice, are foarte mulți antioxidanți, are proteină, are grăsime de calitate, are untul de cacao, care este foarte benefic pentru organismul nostru.
Dar ciocolata măruie trebuie să conțină, să aibă în componență doar masă de cacao, unt de cacao, substanță uscată, să zicem, pudră de cacao și ceva, un extract dulce, ori zahăr de trestie brun, ori extract de ciocolată organică, extract de dulce din floare de cocos. Nu mai mult, dacă începe cu ulei de floare soarelui și alte prostii, aia nu mai e ciocolată de calitate. Ceaiul verde, dragii mei, deci crește puterea de concentrare a creierului, este bogat în vitamine, minerale, în potasiu, deci chiar crește puterea de concentrare și chiar dă acea senzație de trezire, de fresh, de treaz. Încercați! Suplimentele de ginkgo biloba ne ajută, gotu kola, iar este o plantuță nouă care crește puterea de concentrare. Consumul de nuci, de uleiuri extra virgine, caju crud. Încercați laptele de caju, dragilor. Este foarte eficient, este foarte la îndemână și benefic, mai ales în perioadele de post sau dietă, dacă vreți să o numiți. Dar eu personal fac lapte de caju pe toată perioada anului, pentru că fetița mea îl preferă, lapte de caju sau, în altă variantă, iaurt cu cereale. Sportul ne ajută foarte mult în claritatea mentală și mai este un secret, dragilor, atunci când facem activitate fizică. Nu degeaba cei care fac sport și cei care fac rugăciuni și metanii au un echilibru mental mult mai bun. De ce? Pentru că așa zisele entități care sunt prinse pe corpurile subtile ale omului nu le plac munca, nu le place sportul, nu le plac mătaniile, rugăciunile, deci activitatea fizică de orice fel nu le place. Adică dacă omul face sport, fug. Tocmai de aceea oamenii care fac sport sau călugării, ei nu se prea îmbolnăvesc. Ăsta e secretul. Odihna de calitate ne ajută foarte mult în activitatea creierului nostru. Și să știți că, în ultimul rând, starea de spirit, optimismul, credința, rugăciunea ne ajută foarte mult în claritatea noastră mentală. Un om care are o nădejde și este conectat undeva acolo sus, nu este lăsat niciodată să îi se tulbure mintea foarte rău. Oamenii care își pierd credința sau poate n-au avut-o niciodată sunt mult mai ușor de ispitit. Nu mai zic că și multe alte vicii, droguri și alte substanțe pot afecta foarte mult creierul. Dar haideți să vedem ce putem să facem în terapie ca să creștem puterea de concentrare și echilibru. O să rog colegii să mute screen-ul. Mulțumesc. Haideți să vedem ce terapii frumoase avem. Una din terapiile care poate ajuta la claritatea mentală este deschiderea celului de-al treilea ochi, pentru că practic activează glanda pineală și în această terapie putem bifa, eu de regulă bifez toate aceste căsuțe,
și chiar activez această terapie la început, la începutul protocolului, mai ales la persoanele care își permit și fac mai multe terapii pe săptămână și atunci odată lucrăm pe sănătate, odată lucrăm pe creștere spirituală sau pe beauty. Aici putem bifa long-term terapii, se lucreze în continuu. Ducem acest cursor la maxim și dăm start. Și această terapie va lucra în paralel cu protocolul nostru, deci până la finalul terapiei. Este foarte frumos și de vizualizat pentru că ajută la relaxare și la activarea anumitor capacități mai deosebite de claritate mentală. Practic, asta este așa zisa clar viziune, este clar minte. Minte foarte clară care vede dincolo de aparență și are o proiectare. Aici am mai avea posibilitatea să activăm și ideologii, putem activa și body view-uri, avem niște terapii. Haideți să punem iridologii, că avem mai multe opțiuni. Chiar prima opțiune este pe creier. Activăm piggyback. Următoarea este pe ochi. Activăm anatomia. Aici nu avem opțiuni pentru tema noastră, dar putem activa digestiv, dacă el este sănătos, ne ajută. Pentru un plus de relaxare, aici putem activa rinichii, pentru că lucrează și pe glandele suprarenale. Haideți să activăm sistemul limfatic pentru o curățare. Uite, aici avem creier din nou. Să vedem dacă mai avem. Ia uite ce frumos am găsit chiar partea importantă a creierului. Activăm cu dublu click. Aici putem activa toate căsuțele. Și în plus, dragii mei, aici, dacă o persoană este cu surplus adipos sau dacă nu este sub greutate, eu întotdeauna activez și adipos, mucus, pentru curățarea sistemului limfatic și inflamație. Deci astea sunt din oficiu. Și aici putem activa toate căsuțele. Aici putem lucra pe emoții. Și geometrie sacră. Haideți să vedem ce alte terapii ne pot ajuta.
Biofeedback, systemic relaxation. Aici avem atât terapii de relaxare cât și de activare mai bună a creierului. Inclusiv aici avem terapie pe adicții, pe dependențe, de orice fel. Reducerea stresului în coloană. Dar uitați o terapie exact pe tema noastră de tunarea funcției cerebrale. Aici putem activa și dublu ca funcție. Iar aici chiar este o terapie care arată creierul și regenerarea lui. Ca să oprim această terapie, deci practic este o terapie care poate lucra mai mult timp, nu este cu timing. Și în momentul în care atinge acest procent de minim, 85 sau peste 100, atunci putem da end. Și close. Aici mai avem terapii foarte bune. Reducerea agresivității, pentru că sunt persoane furioase, care trăiesc mult în emoții negative și acestea afectează foarte mult creierul. Deci asta este o terapie foarte bună pentru cei cu stres, depresie, anxietăți, insomnii și așa mai departe. Asta este o terapie pentru copiii superactivi și foarte stresați, cei care petrec mult timp și pe tehnologie, telefoane, tablete și laptopuri, jocuri. Asta este o terapie foarte bună, echilibrarea conștientului și supraconștientului. Chiar și muzica este foarte relaxantă și plăcută. Aici putem selecta a doi. Și putem opri atunci când rectificarea este satisfăcătoare. Da, este foarte plăcut, am mai fi stat acolo. Dar mai avem treabă. Uitați, iar o terapie frumoasă, conexiunea cu Universul, practic este reconectarea cu divinitatea, în alte cuvinte, această reconectare cu Universul. Ia să vedem și cum arată terapia. Practic este și reconectarea cu Mama Pământ, cu planeta. Foarte frumos. Această terapie cu Balo Bolsier este o terapie de tuning a creierului, din câte știu. Nu, nu mai este una ceva de genul ăsta, este de relaxare, este cu picături de apă.
și terapie de Connect cu Univers 2. Deep Muscle Relaxation, el este foarte bun pentru relaxare. Increase Mat Skills, deci este puterea de creștere a concentrării. Creșterea oxigenării, destimularea oxigenării, learning disability, iar poate ajuta persoanele care deja au probleme de concentrare și memorare și bineînțeles și copiii în special. Relax mind, iar este o terapie foarte bună pentru relaxarea minții. Să știți că o minte, dacă este relaxată, ea se poate concentra foarte ușor și poate fi, atunci când suntem relaxați și odihniți, practic suntem în minte. Deci este și proverbul acela, să spune, ți-ai pierdut mințile. Deci atunci când omul este în mintea lui, practic își accesează și corpului mental. Deci atunci când corpul nostru fizic se unește cu corpul nostru energetic, emoțional, mental, spiritual și mai sus cristic și altele, suntem cu atât mai stăpâni pe noi, mai puternici, mai cu o putere mai mare de concentrare și claritate mentală până la clarviziune. Și asta este o terapie foarte bună pentru release deep potential, pentru declanșarea, practic pentru descătușarea întregului nostru potențial. Este o terapie foarte bună. De asemenea, la toate aceste terapii putem seta 2. Aceasta cu release psychic pain este pentru persoanele care au trecut prin traume, depresii sau au pierdut persoane dragi, trec prin momente grele în viață, deci este foarte bună. Release phobies pentru persoanele care au probleme. Eliberarea, și asta este foarte bună pentru eliberarea negativității. Este foarte bună. Ceva s-a deconectat? Mulțumesc! Și aici ne poate ajuta pentru relaxarea vederii, dar în special, uitați, aici mai avem două terapii pentru creier, care sunt foarte bune pentru cei cu depresie bipolară. Și colesterolul este bun, să știți, dacă sunt depuneri de colesterol pe vasele de sânge, capacitatea cerebrală scade, deci creierul este foarte afectat atunci când sunt depuneri de grăsimi. Traume emoționale. Pentru autism, dislexia. Și asta afectează creierul. Cam atât. Haideți să vedem cu ce mai putem în
NLP. Aici avem foarte multe terapii bune. Deci dacă am face un protocol, deci am putea să stăm foarte mult în NLP. În primul rând aici este bine să începem cu relaxarea. Deci relaxarea 12 minute, 12 secunde, scuze. Facem terapie pe creier. Asta durează câteva secunde, dar este foarte eficientă. Dăm close. Apoi putem merge în Mental Factors Emotional Card. Make Emotional Card. Ok. Apoi mergem în test. Întreat emoțional. Apoi mergem show emoțional în neurotrans. Terapie from bottom to balance. Și aici vedeți că apar toate emoțiile. Apar foarte multe emoții care sunt tratate și echilibrate. Să știți că toți oamenii iau cunoștință și trec prin tot felul de emoții. Dar depinde cât de mult le accesează pe cele cu vibrație joasă și cât de mult stă în ele, pentru că de viața este plină de surprize și așa evoluăm, trecând prin multe evenimente în viața noastră și dacă nu alegem să evoluăm de bunăvoie, de multe ori suntem nevoiți să evoluăm și de nevoie. Și atunci, sigur că apar tot felul de evenimente, dar depinde cât stăm în ele și de cât de mult le permitem să ne afecteze viața. Sigur că dacă se întâmplă un eveniment, pleacă o persoană dragă, este normal să simțim tristețe și să o eliberăm. Dar sunt persoane care efectiv, le place să hrănească doar cu furie, cu emoții de joasă frecvență. Astea produc foarte multă aciditate în organism și afectează foarte mult creierul. Afectează creierul, afectează și pe cei din jur, când o persoană este doar negativă. Apoi mergem în CES, neurotransmițători. Terapie from bottom to balance, ceea ce echilibrăm și emoțional și neurologic. Ok, am terminat. Dăm plus. Aici putem să-i mai dăm test second zap emotion și 10 second zap neurotransmițător.
Deci este important să le facem și pe acestea. Ce mai departe dăm close. Și aici, dragilor, avem foarte multe terapii pe care putem să le facem, începând de jos în sus, de la Steam Memory, Steam Intelligence, Open Mind Therapy, Stimul Emotional Grow, Stimul Inside, Stimul Creativity. Avem aici Neuropeptic Balance, Neuropeptic Stimulation, Natural Stabilization, Ascension, de stimulare ascensiunii și atingerea celui mai înalt nivel. Deci, aceste terapii sunt foarte bune. Deci, puteți să le faceți. Mai avem aici terapii foarte bune pe frecvențele angelice și aici putem lucra chiar pe glanda pineală și pituitară, pe chakra coroană. Pe frecvențe angelice, frică și vinovăție, facilitarea schimbării, persoanele care sunt rezistente la schimbare, regenerarea ADN-ului, pe relații. Deci această terapie pe relații este bună și pentru cei care au probleme în relații sau doresc să-și îmbunătățească relația, dar și pentru cei care își doresc o relație nouă. Deci, echilibrarea acestor frecvențe poate aduce o relație nouă și mai benefică în viața omului. Găsirea de noi soluții, spiritual order, pineal gland, dar uitați, mai avem aici Alpha Brain. Putem lucra pe aceste frecvențe și alegând din subconștient și dacă ne întoarcem înapoi, vedeți că ne-a bifat o terapie. Dar dacă sunteți, spre exemplu, spre finalul protocolului sau dacă faceți asta la început și vă recomandă Brain Alpha Delta sau relaxare foarte profundă a creierului, nu le faceți spre finalul terapiei, că riscați să plece pacientul amețit. Deci dacă nu este spre finalul terapiei, puteți să le faceți. Dacă este spre final, nu le faceți pe acestea, alegeți din altele. Iar în aceste terapii se lucrează foarte ușor. Uite, să-i dăm pe cea pe care a ales-o. De ce activăm, mai setați minim 2 și dați start terapie. Și va lucra până în momentul în care o veți opri. Când doriți să opriți, deci trebuie să avem aici un procent satisfăcător. Achievement și close. Haideți să mai vedem și alte programe. Un risk profile ne poate ajuta să lucrăm pe aminoacizi care pot activa și pot ajuta creierul. Uite, și dacă le luăm în special pe cele cu specific pentru sistemul nervos și avem deja multe.
Deci selectăm un aminoacid pe ce dorim să lucrăm. Aici putem să selectăm deci exact ce ne interesează. Puteți să trageți și cells DNA. Uitați, aminoacidul pe care l-am selectat apare aici, după care îi dăm test and treat. După care selectăm altul și aici avem destul de mulți. Uitați ce izoleucina pentru emoțional, creșterea oxigenării, reducerea de energie, deci sunt. Sunt destui, deci avem pe ce lucra. Și în special sunt foarte bune, uitați, pentru energie și circulație, adenozine. Deci putem lucra pe toate, chiar dacă nu sunt valorile sub 45 sau peste 100, dacă vrem să dăm un tuning pentru creier, putem să lucrăm pe GABA, citrulină, taurină, deci astea sunt stimulante pentru creier, sunt foarte bune. Uitați, acid glutamic, energie pentru creier, deci avem pe ce lucra. La fel, aici mai putem avea și în aromaterapie. Deci avem plantuțe care pot ajuta astea care sunt pentru vase și varice, deci sunt și pentru creșterea circulației. Deci astea sunt bune. Chiar și cele pentru detox. Pentru relaxare. Deci putem selecta câteva. Deci putem lucra și aici, pe cel puțin trei uleiuri. Mai avem niște terapii bune și în spinal. Aici putem lucra în primul rând pe sistemul nervos. High picture. Aici întotdeauna, dacă vreau să lucrez pe generale, îi dau prima opțiune. Aici selectăm tot. Îi dăm minim 3 minute și dăm start. Nu mai stăm acum, că ne ia timp. Stimularea circulației la fel ajută foarte mult capacitatea creierului și aici se lucrează la fel. Nu? Haide. Bifăm toate căsuțele, dăm 3 minute și start. Avem niște terapii bune aici și în sport program. Aici putem lucra pe creșterea oxigenării. Putem să-i dăm și stim mental. Să creștem și imaginația.
Le fac aceste căsuțe. Redus conflict. Aici dăm minim 3 minute. Iar aici, jos. Nu știu ce și este asta și nu să nu mă afecteze. Deci aici dăm stimularea acceptării în țesuturi. Putem da inflamație și, dacă este cazul, și adipos. De aici mai este o căsuță stimularea acceptării în țesuturi. Dar nu știu ce este asta, nu să nu afecteze un program pe aici. Deci am dat minim 3 minute și dăm start. Vedem close. Mai avem niște terapii bune și aici, în original sarcod. Mental focai, time therapies. Și dacă am lucrat în hormonal, aici avem deja setat și aici avem multe terapii de făcut, de stimulare pe circulație. Și aici avem multe părți ale creierului, deci avem hipotalamus, avem reticular formațion, avem frontal lob, avem glanda pineală, temporam, sistemul limbic. Deci avem foarte mult, avem inclusiv sistem nervos, din nou. Nervul vag, mai ales pentru persoanele care au dureri de cap, au migrene, au sinuzite, au... Deci lucrați pe nervul vag. Eu am avut persoană de la un simplu aer condiționat, deci efectiv a făcut pareză pentru că i-a inflamat nervul. Deci că nervul trigeminal sau nervul vag este afectat, este inflamat, poate da reacții foarte urâte. Foarte urâte, iar medicina alopată nu prea are soluții decât secționarea nervului și practic rămâne un obraz sau partea capului paralizată, adică nu și-o va mai simți pe viață, sau alte soluții nu prea au. Deci chiar am avut o fată tânără care a stat într-o sală de conferință, a stat în dreptul aerului condiționat, era vară, cald, nici nu și-a dat seama că l-ai bate direct în cap. Cert este că a făcut o pareză și un ochi efectiv nu-l mai putea controla. Un ochi îl controla și celălalt fugea prin cap. Foarte, foarte delicat. Dar chiar de la prima terapie a început să simtă mai bine și de la terapie la terapie a avut rezultate din ce în ce mai bune până s-a vindecat complet. Deci terapie pe nervi este foarte bună. Și aici avem glanda pituitară, pineală. Mai avem niște... Și în zap, să știți, chiar și aici mai sunt niște terapii bune. Autoagresiv, dysfunction, deci la fel pentru persoanele care au agresiune, sunt stresate. Deci le diminuează agresivitatea. Pe emoțional, deci asta aduce un plus de relaxare. Pentru lichefierea colesterolului, pentru că curăță vasele de sânge și ne stimulează circulația. Auto feel good, asta este foarte bună. Asta era chiar și în cealaltă terapie. Practic asta îmi dă un boost de serotonină, dopamină, deci crește starea de bine. Deci peste tot unde vedeți această terapie, nu evitați să o faceți sau măcar într-un singur program. La finalul terapiei este bine să faceți auto feel good. Dacă mai avem ceva.
Reducerea inflamațiilor, la fel dacă sunt migrene, dureri de cap. Și mai avem niște terapii bune și în Orgon Generator. Aici, dragii mei, avem niște terapii care pot ajuta pe memorare și învățare, deci puteți da direct pe ele. Super Learning. Iar avem. Deci sunt terapii bune. Iar dacă ne ducem direct în Time Therapy, aici setăm iar 3 minute. Eu lucrez aici de fiecare dată pe maxim. Și aici, dacă sunt dureri migrene, deci putem lucra pe ele. Stimularea, deci aici avem circulație, dar din ce știam, această electrochelație poate ajuta și la eliminarea metalelor grele. Avem auto feel good și aici. Neurologic repair, asta este foarte bună. Terapie pe dureri și aici avem psychological treatment și asta este foarte bună. Relax and sleep, iar este foarte bună. Și asta să știți că sunt foarte bune de sport program, pe coordonare, flexibilitate, stimularea masei musculare, deci oxigenarea asta ajută foarte mult condiția fizică. Deci nu ezita să le faceți. Sunt terapii foarte bune. Timpul trece foarte repede. Dacă faceți măcar câteva din aceste terapii, să știți că ajută foarte mult. Vă colegi să ne mute camera. Dacă faceți măcar în unul, două programe din ce am făcut în seara asta, ajută. Poate ajuta foarte mult creierul. Dar ca să ajungă terapia în profunzime, are nevoie de conductor. Și cel mai bun conductor este apa, dragii mei. Deci cel mai bun tratament pentru creier este apa. Deci nu ezitați să consumați apă. Eu în ultima perioadă aud chiar și persoanele care mai consumau cât de cât vara, iarna nu mai consumă că e rece. Încălziți-o. Eu încălzesc puțin apa. Deci nu trebuie să o bem rece. Este un fenomen oarecum interesant. Am un termometru în casă și, spre exemplu, vara, dacă este mai cald afară, apartamentul meu este pe răsărit. Bate soarele doar foarte puțin dimineață, după care se mută. Deci nu bate toată ziua în casă să fie cald. Deci văd că în apartament sunt 24 de grade, dar apa o simt mult mai caldă. Iarna, dacă sunt tot 24 de grade, apa este mult mai rece. Sau poate că organismul nostru o simte mult mai rece, dar temperatura camerei nu mai este aceeași. Ea se simte mult mai rece. Deci, puneți un strop de apă caldă sau țineți apa, dacă este în sticlă, de sticlă puteți să o țineți mai aproape de calorifer sau chiar puteți să-i puneți un pic de apă caldă înainte să o beți. Pentru că nu este nici sănătos, nici să bem apă foarte rece. Pentru că pierdem energie vitală pe post de încălzitor. Pentru că, indiferent cât de rece o bem sau mâncăm, anumite alimente, ele în organism tot la 36 de grade trebuie să ajungă. Și atunci,
De ce să pierdem energie vitală pe post de încălzitor? Vă mulțumesc, dragilor, pentru atenția acordată. Ne revedem peste 2 săptămâni. Până atunci, vă doresc toate cele bune. O seară minunată tuturor!